siguranță ați văzut decizia celor de la Craiova, vor juca fără spectatori următoarele meciuri. Totuși, câțiva suporteri și-au anunțat prezența aici, la meciul cu dumneavoastră. Vă temeți de incidente similare? Ar putea avea loc aici? Da, cred că suporterii Rapidului au dovedit că sunt foarte civilizați, sunt răbdători, sunt îngăduitori și nu interesează nimic altceva decât spectacolul din Giulești și ceea ce face echipa lor. Sună așa cam amenințare și ca un mesaj către nu știu, rău, așa când spuneți că și-au anunțat de zi. Totuși suntem, hai să nu uităm că suntem pe un stadion de fotbal, mai ales pe stadionul nostru unde vin femei și copii, foarte mulți, așa că cu ce intenții va veni unul sau altul, nu depinde de noi, dar noi suntem civilizați și așa vom rămâne. Am înțeles că clubul Rapid cumva le va da o mână de ajutor și vor putea veni în mod organizat și vor putea asista la meci. Adică să fie și ei prezenți. Uite, ai spus tot, când vă spuneam că suntem civilizați, ai văzut că suntem civilizați. Da, da, să vedem ce iese din aceste civilizații. De fapt, Adi Mutu a evitat răspunsul. Punct. Și, în general, în poveștile astea se cam evită răspunsurile, pentru că e mai bine așa. Și pentru că unii se gândesc să nu inflameze în chestiunea asta. Acesta, ei anunțând cei de la, din galeria lui FCU Creva, că vor veni să facă aceleași lucruri. E foarte interesant. Dacă vor putea să intre pe stadion. Păi culmea este că suporterii Rapidului sunt de acord să-i primească. Am spus că ei sunt de acord să-i primească. Uh-huh. Și pentru mine așa e o mare dilemă. Totuși să nu uităm că a fost un precedent la Mioveni, între Craiova și Rapid. Nu, între Săpânaru și... Poate conta, da. Dar... Nu, au fost mai multe momente neplăcute. Dacă clubul... Nu la Mioveni, la... La Mioveni s-a jucat meci. Dacă Craiova nu-și asumă prezența suporterilor, suporterii craioveni, de unde își pot ei cumpăra bilete? Din ce am înțeles, nesolicitând biletele respective, n-ai voie să tu, ca organizator, să vinzi biletele respective. Eu am auzit altceva, că poți să faci, pentru că au personalitate juridică, cei din galerie, nu știu. Și atunci ei... Poți să-și cumpere bilete și stau cu grupul lor, că nu scrie nicăieri pe bilet. Unde? Și vor sta în peluza oaspeților? Nu, știi ce se întâmplă? Nu le va rezerva un loc special pentru ei. Da. Nu le va rezerva. Locul și-l vor alege ei. Vor veni mai devreme la meci, vor cumpăra bilete, stau de vorbă, domne, stăm acolo. Dacă mai sunt bilete. Dar ei spun că sunt de acord. Poate găsești bilete să zici la tribuna 1, la tribuna 2? Va fi o temă de dezbatere săptămâna viitoare. Ei se împrumesc și discută. Mai ales că, da, încă o dată, mai ales că cei de la Creva spun că vor fi ajutați de fanii Rapidului. Păi așa au anunțat fanii, că sunt de acord. Sunt de acord la ce? Să vină să facă același lucru care l-au făcut la Sfântul Gheorghe? Asta e interesant. Eu sunt fel convins. Se susține ce? Cum? Cu bilete. Să-i ajute cu bilete. Ca să facă la fel? Să intre la meci. Nu. Sunt ferm convins că nu vor face la fel. Și eu sunt convins la fel. Sunt ferm convins. Uite, o să vezi că... De unde? Păi, a spus că la fel vor. Domnul Crăcescu, eu am avut un dialog cu liderul acelei galerii și a spus că ei la fel vor face. Și a spus, doamne, chiar vreți să faceți acel scandal? Doamne, noi nu suntem de acord cu... Eu nu cred că o echipă... Sepsi sau cu, nu știu, cu acea etnie... Poate este o fracțiune, dar... Eu nu cred că o echipă precum Rapid, care se bate la titlul ăsta, să riște un astfel de lucru. Și atunci le mai dai bilete? Dacă ei spun că fac asta. Eu cred că ei au vorbit, suporterii între ei, și au zis, dom'le, sunteți calmi, promiteți, da, hai să demonstrăm că se poate. Poate să fie și galeria lui, dacă intră lui FCU, va susține propria echipă sau ce va face? Poftim? Deci va susține propria echipă, nu, galeria lui FCU, cred. Probabil că se vor lua măsuri. Nu. Probabil că de data asta se vor lua măsuri. Nu vom mai fi pasivi observatorul de joc și nici cei din organele de ordine și vor evacua pe ea una, două, în momentul în care nu se manifestă cum trebuie. Mai este și evenimentul de la Târgu Jiu. Da. Da, dovadă că sunt prieteni. Să nu uităm. Sunt, cu Săpunarul. În relații bune cei din galerie, pare că sunt gata să le dea o mână de ajutor. O să vedem cum o să fie în povestea aceasta, dar e interesant. Poate zic, hai domne, să demonstrăm că se poate. Că se poate și să fiți în tribună, să nu faceți
Da, eu n-am niciun semnal, sau nu am receptat niciun semnal din partea celor de la FCU Craiova că vor avea altă atitudine. Nu au spus nimic, din potrivă, au spus că vor avea aceeași atitudine. De ce ar face asta public când, de fapt, n-ar vrea să o facă? Nu știu. Dacă, sigur că toată lumea își dorește să nu mai facă aceste lucruri. Bineînțeles. Poate că vor veni doar ca să-l conteste pe Adrian Mititelu în continuare. Se poate întâmpla acesta, și povestea asta. Correct. Oricum, e, pare o poveste absurdă, toată asta. Joci fotbal ca să ce? Uite cum a jucat echipa asta. Oamenii vor să vadă totuși așa ceva. Sigur că sunt celelalte subiecte pe care trebuie să le dezbați că clocotez, dau un clocot. Dar uitați ce înseamnă un meci frumos, sau în fine, o echipă care joacă bine, câștigă. Ar fi fost o minunăție să aibă și galeria care să-i susțină. Dar da, eu mă aștept de la galeria tenilor, de data aceasta, să vină să spună ceva, să aibă, să scandeze, într-adevăr. Nu le interzice nimeni să scandeze, dar să nu șignească. A, asta va fi foarte interesant, cum vor reuși să facă asta. Păi, uite, foarte simplu, da? Să-i spună, Mititelu părăsește echipa, sau o chestie de genul ăsta. Nu prea rimează asta. Bine, nu rimează, dar găsesc chirima, că nici eu nu mi-am propus să fac rime de genul ăsta. Pentru că eu repet, spun, dom'le, omul ăsta aduce bani la echipă. Dar ei care nu-l suportă și nu vor să mai fie acolo, au văzut, s-au lovit cu capul de pereți acum. Au văzut ce înseamnă să ai un vocabular neadecvat, da? S-au lovit. Oamenii mai învață. Ei nu s-au lovit cu capul de niciun perete, să știți. Păi nu s-au lovit pentru că i-au iertat cei care... I-au iertat cei care trebuiau să nu ierte. Exact. Da, să-l ascultăm pe Mutu vorbind despre Ucluj. E supărat, Adi Mutu, pe cei de la Ucluj. Acum poate că îi lasă mai moale un pic după seara asta. Dar apropo de schimbarea terenului, și sigur că e de comentat pe tema acestei supărări. Nu toate terenurile sunt perfecte, pentru că avem în țară și terenuri foarte bune. A apela la o astfel de tactică, așa cum se întâmpla, și știu și eu aceste lucruri, pe vremuri, cu să lăsăm iarba înaltă, să fie terenul foarte prost pentru a împiedica un adversar care, pe undeva, credeam noi că, sau crede adversarul că are o calitate mai bună, mi se pare ceva care nu este fair play. De aceea eu cred că înainte de fiecare sezon, probabil echipele ar trebui să anunțe încă un stadion sau două, în caz de se întâmplă, așa cum s-a întâmplat și la noi, dar ar trebui să schimbăm gazonul, în caz că se întâmplă ca gazonul să fie impracticabil, să aibă de la început o posibilitate și agreată de toată lumea, în primul rând de ligă, de a putea juca și în altă parte. Nu în timpul sezonului, sunt echipe care sunt dezavantajate clar de terenuri pe care nu poți să pasezi și alte echipe care sunt, iar în momentul când încearcă să schimbe în timpul sezonului, nu pare corect. E vorba despre cei de la Ucluj, încă o dată, care au anunțat că nu vor mai juca pe stadionul de pe arena din Cluj, pentru că e impracticabil, practic, acel gazon. Și atunci se mută, dar lui Adi Mutu nu-i convine că el a jucat acolo. Și l-a câștigat. Și zice, acum cele care vor juca la media și pe un teren mai bun, așa că e mai bun, dar în principiu ar trebui să fie, sau e greu să fie mai rău decât de la Cluj, o să fie avantajat. Asta pare simpatic, ca să nu zic și asta din domeniu, oarecum al absurdului. Adică dacă am jucat noi acolo, să joace toți în mocir la aia, ca să fim mai jucat și la presiunea cea de la mai jucat Naționala și pe la Constanța. Păi asta a spus Adi Mutu, știe foarte bine. Dacă îmi recunoaște încă, iată, un antrenor, după ce am văzut o talpă pusă pe tibie recunoscută de un jucător că milita roșu, iată, un antrenor spune că terenul a fost impracticabil. Și meciul s-a jucat pe acel teren impracticabil. Și spune că nu e fair play să S-a jucat pe acel teren impracticabil, pe care recunoaște Adi Mutu. Păi nu recunoaște, îl acuză. Păi și pe cine acuză? Impracticabil este un fel de a spune. Ei au zis că e practicabil, că mingea să rea. Care e? Păi trebuia să văd. Arbitrii, dacă mingea sare, este practicabil. Că a dat
observatorul cu ea pentru un smog de iarbă acolo. A căutat un smog de iarbă, l-a găsit, a dat pe ăla și gata. Să nu, dar până la urmă înțelegem povestea asta, că e și la presiunea celor de la ligă și la presiunea tuturor și a noastră. Da, nu e civilizat, nu mai jucați pe terenul ăsta, că nu mai e fotbal, e altceva. Am mai văzut și prin alte meciuri. Am mai văzut și pe la alte jocuri, că s-a oprit jocul chiar și pe parcursul meciului, când terenul a devenit impracticabil. Și ăsta a devenit, într-adevăr, impracticabil. Dar am mai văzut și meciuri în care am jucat pe gheață, am jucat pe terenuri. Păi acum trebuie să luăm ce, dacă spunem că e impracticabil, folosim cuvântul ăsta noi, care suntem proprietari, impracticabil nu înseamnă că poți să joci fotbal.